Hilde, îți mulțumim. A anunțat cu mult fast biletul unic Metrorex RATB. Este de ieri pus în vânzare la prețul de 5 lei și are o valabilitate de 60 de minute. Călătorii însă nu se prea înghesuie să-l cumpere. Unii spun că este prea scump, alții că timpul de valabilitate este insuficient. Noi am vrut să vedem cât de util este un astfel de bilet, așa că am realizat un experiment prin care îl testăm pe o rută mai lungă. Începând de ieri a fost pusă în vânzare cartela unică, iar noi am fost curioși să vedem dacă 60 de minute sunt suficiente pentru un traseu mai lung. Am ales să testăm biletul unic pe ruta drumul Taberei Fundeni. Sunt în drumul Taberei, pe strada Valea Argeșului și vreau să ajung la Spitalul Fundeni, iar pentru asta mă voi folosi de cartela unică Metrorex RATB, pentru că va trebui să schimb 3 mijloace de transport în comun. Nu am așteptat foarte mult în stația de autobuz, pentru că am ales un interval orar la care Bucureștiul nu este aglomerat. Prima validare a biletului a avut loc la ora 11:20, când am urcat în troleibuzul 69 pe care l-am luat până la stația Politehnica. Au trecut 23 de minute din călătoria mea, au mai rămas deci aproximativ 40 de minute și abia am călătorit cu un singur mijloc de transport. Acum mă voi duce la metrou și de acolo o să vedem cum o să ne ajungă timpul. La metrou, validarea funcționează în regim contactless. Repetați validarea. Metroul vine repede, iar de aici am demers 9 stații. Am terminat cu metroul, mai avem de mers încă 2 stații. Acum suntem la Nicolae Grigorescu și trebuie să schimbăm magistrala și să ajungem la stația Costin Georgian. Mai am de mers 2 stații de metrou. Următorul tren vine în 3 minute, iar din cele 60 de minute cât are valabilitate biletul unic, au trecut deja 55. Am ajuns la stația de metro Costin Georgian, dar ca să ajung la Spitalul Fundeni trebuie să mai merg câteva stații cu autobuzuri, iar cartela mea deja a expirat, așa că trebuie să mă duc să mai cumpăr încă una. Am mai cumpărat un bilet unic de o oră, iar astfel drumul până la destinație își dublează costul. Într-un final, după aproape o oră și 40 de minute, ajung la Spitalul Fundeni. Eu am ajuns la destinația mea, însă ca acest lucru să fie posibil, am folosit 2 cartele unice Metrorex RATB, adică am plătit 10 lei, iar de aici va trebui să mă și întorc. Cel mai probabil, o persoană pusă în această situație va alege fie să cumpere bilet obișnuit, fie să meargă cu taxiul. Ruta aleasă de noi este doar una dintre cele cu care bucureștenii se confruntă și pentru care cartela unică Metrorex RATB nu este cea mai bună soluție.